Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Vom face un video despre topuri. Din nou ajungem la topuri. E vorba de top 3 plăci video, AMD și Intel. Vom pune câte 3 din fiecare. Da, nu putem să clasificăm, să spunem top 6, că am 6 plăci. Nu, e vorba de top 3, pentru că sunt 3 tipuri din AMD, 3 tipuri din Nvidia, din Intel. Bun, acum, ce vom face? Vom clasifica pe baza capacității de memorie, de la cea mai mică până la cea mai mare. Da? Bun. Să începem. Vom începe cu AMD. Cum avea o primă placă Sapphire Radeon RX 560 Pulse de 2 GB DDR5 cu 128 de biți. Are un GPU boost de 1226 de MHz, lăsim mai departe de 96 de giga. Are o dimensiune de 210 pe 112 pe 36 de milimetri. Deci este o placă micuță. Bun, asta una. Următoarea placă, înainte de toate, haideți să vă și arăt. Ea arată cam așa. Bun. Următoarea placă, se vorba de placa video MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 3 GB. Tot GDDR5, 192 de biți. Bun, aceasta are o rezoluție de 7680x4320. Producătorul chipsetului este Nvidia. E recomandată pentru gaming, are ediția de răcire Twin Froze 6. Procesor grafic Pascal de la Nvidia. Are lățimea de bandă de 192 de GB pe secundă, frecvență de 8000 de MHz și o dimensiune de 277 pe 140 pe 39 de milimetri. Haideți să vă și arăt. Le arată cam așa. Următoarea placă video este de la AMD, este vorba de Gigabyte Aorus Radeon RX 580 de 4 GB, DDR5 de 256 de biți. Are o rezoluție de 7680x4320 pixeli, are suport de Crossfire, este modelul Radeon RX 580 cu ediția de răcire WinForce 2X, seria RX 500. Frecvență memorie efectivă de 7000 de MHz, lățime de bandă de 224 GB pe secundă. Haideți să vă arăt, ea arată cam așa. Următoarea placă video este un Asus GeForce GTX 1060 Strix Gaming de 6 GB, GDDR5, 198 de biți. Rezoluția de 7680x4320, ediția de răcire este Strix Direct GU3,
are o frecvență memorie efectivă de 8 MHz pe secundă, lățime de bandă de 192 GB pe secundă și are o dimensiune de 298 pe 134 pe 40 mm. Haideți să vă arăt. Ea arată cam așa. Următoarea placă video este Gigabyte Aorus Radeon RX 580 de 8 GB, DDR5 de 256 bits. Rezoluție maximă de 7680 pe 4320 pixeli. Rețea de răcire WinForce 2X. Are o frecvență de memorie efectivă de 8000 MHz, lățime de bandă de 256 GB pe secundă. Haideți să vă arăt, ea arată cam așa. Și ultima placă video este vorba de Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Extreme Edition de 11 GB DDR5X 352 biți. Rezoluție maximă de 7680 pe 4320. Are ediția de răcire WinForce 3X. Are o frecvență memorie mod gaming de 11232 MHz, lățime de bandă de 503 GB pe secundă. Dimensiune memorie 11 giga. Lățimea de bandă maximă este de 484 gigabytes pe secundă. Dimensiuni 293 pe 142 pe 55 mm. Bun, în pricina prețurilor care le dețin fiecare, cea mai ieftină este aceasta de 2 GB din cele de la AMD. Următoarea este aceasta de 4 GB și ulterior cea de 8 GB. Diferența între cea de 4 și 8 GB este foarte mică, dar dintre 4 sau 8 GB aș alege pe aceasta de 8 GB. Cel de la Nvidia, cel de 3 GB este 1280 lei, cea de 6 GB 1776 lei și aceasta este una dintre cele mai scumpe, de 11 GB 4173 de lei. Cam acesta a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut topul plăcilor video care l-am făcut. Nu uita să apeși un like, un share pe Facebook, să te abonezi și nu uita să lași un comentariu. Tu ce placă video folosești? Ne auzim data viitoare. Pa!